Oh, haide să vezi cu bonjour. Tot la plimbare, tot în căutare de priveliști frumoase, peisaje superbe. La un moment dat nu am ce să fac și am fost tot întrebat cum fac bani pe YouTube sau câți bani fac. Și cum cum sinceritatea așa mă cam caracterizează, am decis să răspund acestor întrebări de genul bani YouTube, ca să-mi pun certura. Bun. După cum vedeți, eu acum fac bani. De ce fac bani? Pentru că sunt în căutare de peisaje. Deci asta e, să zic eu, un raport de 70% venitul care îl câștig, că nu aparține de YouTube, asta e altceva. Pentru că imaginile le vând la agenții de turism, fac tot felul de postere care se vând ca pâinea caldă. Mai mult decât atât, YouTube-ul îmi asigură, să zic, bani de motorină, de una de alta, dar investiția făcută a fost foarte mare, a trebuit să-mi vând casa, să-mi vând mașina ca să cumpăr scule profesionale, deci aparatură la nivel de high-tech, așa, adică, ce să zic. Într-adevăr că pe lângă YouTube și sponsorizarea agențiilor de turism, mai am și o firmă de înregistrări audio-video, pentru că atunci când ești în domeniul ăsta, nu poți să investești 10-15 mii de euro în camere de luat vederi și să le ții doar pentru YouTube sau pentru a fotografia, să zic eu, un peisaj. Și de aceea ar trebui să se, să zic eu, să se contopească toate chestiile astea ca să faci, să zic, un profit destul de acceptabil. Adică să trăiești din YouTube, să trăiești din fotografie, din filmări. Într-adevăr că mare parte a veniturilor mele sunt încasate din firma de evenimente. Am spus că am doi băieți acolo care ei se ocupă de tot, eu nici nu știu când sunt disponibili. Nici nu fac reclamă pe YouTube, pe canalul meu, pentru că nu fac față, oameni buni. Nu fac față la cerințele care sunt. Deci, pe pandemie, nepandemie, uitați. Și imagini cu făcuțele astea pot aduce 200 de euro imediat, sau filmarea asta. Eu chiar dacă sunt în Franța, o să zic că sunt în Danemarca sau alea, deci trebuie să știi să și minți ca să câștigi bani. De multe ori trebuie să și cerșești. Nu știu dacă ați văzut vlogul acela cu pisica aia. Pisica aia mi-a adus bani mai rău ca cheluțul lui ăsta, lui Dorian Popa. Vă dați seama. Am avut 60 de vizualizări și într-adevăr că primesc donații în privat. Din 60 de vizualizări, 40 mi-au donat bani pentru pisică. Deci trebuie să aduci un pufi, o lună, o ceva după stele, ca atunci, într-adevăr, oamenii sunt mai sensibili când văd animale, mai ales că nici nu prea îi dau de mâncare, să fie și mai slăbut așa, ca să zică că n-am, mă plâng și eu că n-am ce să-i dau să mănânce. Și atunci, iubitorii de animale, vă dați seama că imediat sar cu banul să mă sponsorizeze, să din simpatia pentru pisică, din lipsa de a o hrăni, una alta, deci ce să zic, e un pic de cerșeală, dar acum, dacă altă meserie nu am, ce ați vrea să fac,